Reacție e surprinzătoare a lui Kelemen Hunor, de partea cui se poziționează UDMR în conflictul dintre președinte și premier. Presubliniere dintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru Ager Press, ce este clar ce există în România un conflict interinstituțional între presubliniere dintre subliniere și premier, iar în opinia sa, cei doi trebuie să găsească o cale de dialog. Este un conflict interinstituțional extrem de vizibil, extrem de puternic, sublinierea nu e bine. Sunt doi oameni care sublinierea au asumat conducerea României, sublinierea trebuie să aibă înțelepciunea de a găsi o cale de dialog, fiind totuși sublinierea nu e vorba nici de presubliniere dinte, nici de guvern, ci este vorba de România, de care. De aceea, eu cred ce trebuie să găsească o soluție, fiind competiția politic devine din ce în ce mai vizibil, mai ales ce suntem aproape la juntatea lui 2018, sublinierea anul viitor avem două rânduri de alegeri, dar acest lucru nu înseamnă ce nu trebuie să existe dialog între competitorii politici, a declarat Kelemen Hunor, scrie agerpres.ro. Acesta a amintit ce au mai fost astfel de conflicte interinstituționale în România, chiar sublinierea atunci când presubliniere-dintele sublinierea premierul erau din acea sublinierea coaliție, sublinierea a punctat faptul ce acestea nu sunt binevenite, întrucât de unează cerii sublinierea creează o atmosferă de instabilitate politică. Ce am observat în România, ce dacă presubliniere dintele sublinierei premierul sunt din două tabere politice diferite, vrei nu vrei, mai târziu sau mai devreme apar astfel de conflicte, mai vizibile sau mai puțin vizibile. Dar de 28 ani am observat acest lucru. Chiar inclusiv când erau în acea subliniere coaliție Emil Constantinescu cu Radu Vasile, mai târziu Băsescu cu Tăriceanu, apoi Băsescu cu Ponta, sublinierea mai departe sublinierea de fiecare dată senzația a fost ceea ce sublinierea conductor se ocupă doar de competiție politic, sublinierea nu neapărat de interesele generale ale societății. De aceea, eu cred că nu e foarte fericit o astfel de situație, nu este un caz fericit, pentru care ar trebui să ne bucurăm, indiferent de formulări sublinierei, indiferent de simpatii politice, a spus liderul UDMR. În legătură cu vizita premierului Viorica Dăncil în Israel, Kelemen Hunor susține că aceasta nu avea nevoie de mandat de la presubliniere dinte, întrucât nu a semnat un acord sau un tratat internațional, ci a onorat o invitație. Nu trebuie mandat pentru premier, trebuie mandat dacă încheie un acord, dacă merge să semneze un acord internațional, un tratat internațional. Dar pentru o vizită nu trebuie mandat pentru premier. Nu s-a dus acolo să semneze ceva, niciun acord, din acest punct de vedere eu cred că lucrurile sunt în regulă, a fost invitat, s-a dus. Punct, a arătat Kelemen. Referitor la prestația premierului, de la preluarea mandatului, liderul UDMR a spus că formațiunea pe care o conduce nu a făcut o analiză sublinierei nici nu va face până la sfârșit sublinierei-tul sesiunii parlamentare.
nu am făcut o analiză sublinierei nici nu o vom face până la sfârșit sublinierei-tul sesiunii parlamentare, sunt lucruri care merg, lucruri care merg mai prost, dar acest lucru este valabil pentru guvern în ansamblul lui sublinierei pentru România, ca sublinierei car. Nu vreau să fac nicio apreciere nici la adresa premiereului, bineînțeles nici la adresa presubliniere-dintelui, a conchis Chelemen Hunor. Vineri, presubliniere-dintele Klaus Iohannis a declarat ce îi retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru, sublinierea i-a cerut public demisia.